Bună tuturor! eTwinning oferă acum posibilitatea inserării în paginile proiectului a unui Twinboard. Desigur, cei care au lucrat și atunci când vechea platformă era disponibilă, a fost cel puțin elementul cheie pentru vechea platformă și ușura modalitatea de inserare a elementelor. Știu că acest element e de mare folos. De aceea aș vrea să vă prezint modalitatea în care puteți insera un asemenea element, acum disponibil și pe noua platformă. Și chiar aș vrea să înțelegeți că, așa cum vă spuneam într-o prezentare anterioară, platforma evoluează încet, dar sigur și că în curând vom avea toate elementele disponibile. Aici vedeți, de exemplu, am setat o pagină specială pentru întâlnirile online. Dacă vreau să inserez un Twinboard, voi merge pur și simplu. Aici am inserat un Padlet, dar aș vrea să inserez pentru întâlnirile elevilor. Aș vrea să inserez un Twinboard, adică să renunț sau cel puțin pot să adaug. Oricând puteți adăuga și o altă formă de prezentare pe pagină, dar ca un fel de test o să introduc acum și posibilitatea unui și posibilitatea de a insera într-un Twinboard. Observați că merg la editare pagină. E deja creată. Add content. Deja trebuie să selectez de aici ce tip de conținut vreau să inserez și pot să inserez un Twinboard. Voi menționa Add content. Și deja vedeți că mi s-a deschis un alt tip de conținut pe pagină. Voi denumi Twinboard Test ca și titlu. Și apoi o să vedeți cum voi salva și apoi o să vedeți cum puteți să folosiți împreună cu membrii din proiect acest Twinboard. Deja observați că pe pagină au apărut cele două modalități de inserare, și acest Padlet, dar a rămas și Twinboard. Și cum procedăm? Dacă eu doresc să adaug un item, deci doresc să adaug un element, pot să o fac în mod foarte clar. Pot să adaug text, cel mai simplu. Pot să adaug text și acum voi adăuga un text. Și trebuie să am grijă că odată încărcat, observați că a rămas acolo. Mai adaug și o imagine. Adaug și o imagine din calculator, desigur. Imaginea respectivă în descriere, text alternativ, titlu dacă vreau, dau save și apoi voi insera ceea ce am selectat în cadrul conținutului. Mai pun dacă nu doresc o descriere a imaginii, acolo puteți să scrieți și o imagine. Deja este un adăugat un element în Twinboard. Observați că deja apare. Am scris Simona să vedeți că pentru a personaliza un Twinboard test, de exemplu, un Twinboard trebuie să puneți și numele. Apoi adaug un video. Video este test 2. Atunci când aveți depus un video, pur și simplu trebuie să puneți din Vimeo sau YouTube. O să mai pun acesta.
pentru că e un video pe care deja l-am folosit. Îmi arată un preview salvat, este și acesta, dar ar fi trebuit să pun numele ca să știu cui aparține resursa. Observați cum se încarcă pagina cu resursele mele și ale membrilor. Dacă aici toți membrii ar încărca resursele, ar fi foarte ușor. Mă gândesc să mai arăt și modalitățile în care puteți să inserați în, poate o carte digitală. Aveți un pur și simplu trebuie să copiați aici acel link al resursei. O să încerc acum, de exemplu, să mă inserez, să vin genialitate. Recunosc că am încercat Book Creator și e foarte bine, dar geniali nu cred că ar avea probleme imediat. Până când s-a înțeles, copiez link-ul, mă duc aici, am transcris titlul și zic Simona cu explicația de respectivă. Așa, Simona 2 link. Aici am copiat link-ul, am dat o explicație dacă doresc, dacă nu, las așa. Și mi-a salvat și acest element. Vedeți? Și aici apare direct acces, dacă doar voi avea acces. Mi se pare facilitat modul de folosire al paginii în e-tuning. Ce mai pot insera? Mai pot insera un dosar, un fișier. Add item, deci pot să pun dosar, adică de exemplu trebuie să am un dosar, un fișier, scuze, de format și inclusiv EPUB, să știți, un MP3, un MP4, merg foarte bine aici, pot să pun un Excel, pot să pun un, uite, acum o să vă arăt că pur și simplu pot să pun un MP4, deci acest MP4 pe care îl vedeți aici, îl încarcă doar să fie 10 MB ca limită și vedeți că deja l-a transformat, îi dă titlul, ok, o să și salvez. Deci filmulețele și tot ce înseamnă MP4 merg foarte bine în Twinboard. Ia să-l vedeți. Până se încarcă, atenție că asta rămâne și arată un, ne indică spre open file, adică nu mă duce neapărat, fiind un dosar, mă duce neapărat să-l descarc. De aceea ar fi mai bine să-l încărcăm în YouTube. Aici am șters, vedeți că avem buton de ștergere. Mă duc acum și reeditez, văd că mai am posibilitatea de reeditare. Șterg ceea ce nu mi convine, deci oricând vedeți cu ușurință am și șters. După cum vedeți, platforma este din ce în ce mai ușor de folosit, pentru că are niște elemente, uite, deja mi-arată că pot să folosesc, pot să mă duc și să arăt conținutul extern. Vedeți? Este o platformă care permite din ce în ce mai multe elemente pe care să le folosească membrii. Iar am șters. Ideea este că pentru noi, cei care lucrăm în e-twinning și am folosit și vechea platformă, poate ne era dor de acest element. De aceea am ținut să realizez acest tutorial, pentru că mi s-a părut că este un pas înainte pentru a personaliza paginile proiectului și nu vă recomand să renunțați la padle, dar
sau la alte ocruri, sau la alte modalități de inserare a elementelor pe pagină, dar Twinboard-ul are și el rolul său. Observați că atunci când selectați, trebuie să și salvați. Dacă am selectat, trebuie să și încarc, adică să mă ducă direct spre ce am selectat, către tipul de resursă selectat. Sper că v-am fost de ajutor și să observați că mai nou platforma nu doar are Twinboard, dar mi-a plăcut și că este ritmul de acces mult așa cum ar fi trebuit să fie, rapid și facil. Dacă merg pe eTwinning, imediat mi-am găsit și proiectele. Vă doresc succes în activitățile dumneavoastră și sper că ceea ce v-am prezentat să fie de folos. La revedere!